O singură problemă am avut eu și Renic. Renic tot în zona aia pe acolo stătea. Stăteam acolo la Romană și am băgat mașina în garaj. Casă dată de club. Da, un apartament. Eu am dat un apartament cu două camere. Când m-am căsătorit, aveam un apartament cu două camere la Titan. Soția mea avea de la Dinamo o garsonieră, că a jucat vreo 7 ani volei la Dinamo, dar ea stătea la părinți, nu... Și atunci cum era cu icralul? Un carton de Kent, un ceas de la chinezez, nu știu ce, și îți dădea ponturi. Și m-am dus pe la icral, face, hai de cu noi, și l-a luat pe unul și m-a băgat într-un bloc acolo, cu marmură, cu chiar lângă ambasada Libiei, la chinezez, în zona acolo, pe Ada Împătescu. Da, da, da. Și când am văzut ce e înăuntru acolo, să cad în picioare. Era apartamentul care a locuit Horia Lovinescu, scriitor. Dramaturg. Dramaturgul, da. Au rupt sigilul, până m-a pus stațiul, că avea lucruri de mare valoare acolo. Un apartament de vreo 140 de metri, 150 de metri pătrați. Și mi-au făcut contractul. Un an de zile n-am putut să intru în apartament, să certau soția care era plecată pe averea ce avea acolo și mi-am spus să le iau eu și eu n-am vrut să le iau, să le depozitez undeva. Dar în timpul ăsta, un an de zile, au auzit actorii, scriitorii, pusese ochii pe el, că era apartament foarte frumos. Și au vrut să-mi ia, dar nu au putut pentru că m-a ajutat foarte mult. Pe unde s-a dus, nu știu. Fănuș. Fănuș Neagu. Da. Că așa, cred că tot pe la Postelnicu s-a dus și a dat ordin să mâna. Până la urmă ți-au repartizat. Mi-au repartizat-o și am dat garsoniera și cele două camere ale mele. Bun, și ai stat, deci, în apartamentul Horia Lovinescu până când te-ai mutat la Snagov? Nu. Am stat până 4 ani să ne mutăm la Snagov. Casa era făcută, casa teatru, 95, după campionatul, nu, 96. 94 a fost America. America, 96 Anglia, până 97 am făcut cat. Dar ăsta fiind un apartament, blocul din ăla vechi, și-au explodat prețurile, l-am vândut unui cetățean sirian. Și mi-am cumpărat alt apartament pe Ion Slătineanu, strada aceea care dă exact la ambasada Turciei. Un bloc cu 4 etaje, bloc nou. Da, da, știu. Știu strada. Și eu cu soția ne-am mutat la Snagov. După aia băiatul a vândut apartamentul. Asta, a, și-a cumpărat un apartament cu 4 camere mai mare într-o zonă rezidențială prin Titan. Așa.